Pentru berbeci, sacrificiile făcute în comunicarea cu cei apropiați pot crea ceva frustrări, o amplificare a imaginației, a sensibilității, dar poate unor deschiderea la influențele, iluziile, emoțiile negative, tendința de aventură instabilitate, atitudini poate mai anarhice, riscuri de pierdere sau de a fi înșelați, în călătorii sunt posibile mici accidente, relații ceva mai dezordonate iarăși sunt posibile. În 7 martie, luna plină din fecioară, aduce tensiuni care favorizează atitudini de dedublare, dificultăți, dezechilibre. Nervozitate, lipsă de claritate poate unor la locul de muncă sau în planul sănătății, relații mai conflictuale. Avem aici riscul de a vedea rezultatele unor proiecte, ale unor începuturi Legată de muncă sau de sănătate. Unii vor fi mulțumiți, alții nu de aceste rezultate, se iau în considerare anumite posibilități de a schimba lucrurile, apare spiritul critic care se impune, se valorifică aceste tensiuni în resurse sau în bunuri materiale prin îndrăzneală, originalitate, mai multă voință și. Saturn, tot în data de 7 martie, intrând în pești, va sta până prin 25 mai 2025, și aici el aduce blocaje, aduce lecții dure, aduce maturizarea oamenilor, aduce planuri, reguli care practic li se impun lucruri care să-i facă să fie mai eficienți. Saturn în pești este o casă unde există sacrificiul pentru berbeci, există sănătatea, secretele, datoriile, religia, karma și aici... Sunt limite. Limitele sunt legate de aceste domenii și se formează un stelium în pești, de asemenea, în cursul acestei săptămâni. Amplifică sentimentele, amplifică imaginația, fantezia și se poate acționa unor demonstrativ, însă cu tact. Sunt șanse bune în afaceri. Acumulare de resurse, creativitate, dar avem o avertizare de risipă inutilă, relații plăcute, distractive, posibilitatea de a avea totuși. Relații mai costisitoare. Sfatul este să încercați să fiți responsabili, raționali, în modul cum vă folosiți resursele. În 9 martie, în contracte, asocieri, se arată mai degrabă posibilitatea, din punct de vedere astrologic, de a deveni un pic mai excesiv, poate de a arăta, poate, nepăsare sau indiferență. Posibil să existe mai multă deschidere către abuzul de încredere, relații ceva mai nesigure, iar din 10 martie există riscuri de tensiuni în planul sentimental și emoțional. Tendințele de excese afective, credulitate mai mare și relații marcate mai ușor de caprici. Tensiunile din planul contractelor se valorifică comunicând cu cei apropiați unde puteți acționa, puteți să vă folosiți ambiția. Acțiunile sunt bazate pe tact, pe diplomație. Pot fi și acțiuni demonstrative.